Salut și bine v-am găsit pe canalul FVE Blog. În acest clip voi face o prezentare a acestui kit. Mă rog, nu numai o prezentare. Fiind vorba despre un buck converter cu binecunoscutul LM2596S, integratul pe care îl vedeți în imagine. Pe scurt, pentru cei care nu cunosc, buck convertoarele pot doar coborî tensiunea de la intrarea lor. În sensul că ce tensiune bagi pe intrare, tensiunea pe ieșire va fi aproape de tensiunea pe intrare, se va regla până în tensiunea de la intrare. Nu la fel, trebuie să ținem cont și de căderea de tensiune pe acest integrat. Între timp, am desenat și schema acestui montaj, am făcut o nizie, dar bineînțeles că o să postez și în descrierea acestui clip. Avem bineînțeles condensatoarele, unul pe intrare, 200 de microfarazi la 50 de volți, da, cel de aici. Apoi, unul de 220 de microfarazi la 35 de volți pe ieșire. De curând am aflat că condensatoarele electrolitice sunt de 3 tipuri, poate aș face și un clip. Rolul principal, integratul LM2596S. În plus, pe filtrare mai avem și încă un condensator de, cred, 100 de nano, nu l-am măsurat, dar în principiu cam acesta este. Avem și o diodă Schottky SS34, un inductor de 47 de microhenry, însemnând prima cifră semnificativă, a doua cifră semnificativă și numărul de zerouri, adică 0 zerouri. Multiplicatorul, un semireglabil multitură de 1 kΩ și cam acesta este circuitul. Bineînțeles că pe ieșire avem și un LED în serie cu un rezistor pentru limitarea curentului. Ce îmi place că pe spate avem săgeata respectivă, cred că. Nu știu, am senzația că aceste kituri sunt făcute special să n-ai cum să greșești. Dacă greșești, înseamnă că avem in, intrare, out, ieșire. Și săgeata, intrare, ieșire. Ce mai vrei? Mai mult de atât. Și bineînțeles, pe spate scris integratul LM2596. Bine cunoscut pentru astfel de convertoare. Înainte de a testa acest kit, hai să punem niște pini pe intrare și pe ieșire. Ok, sper să reușesc lipirea lor. Pinii au fost lipiți. Hai să alimentăm kitul și să facem un mic test al reglajului tensiunii. Aici avem minusul. Iar aici plusul. Am din sursa de laborator 32 de volți. Din păcate nu am aproape de 40. Asta e cea maximă pe care o am la ora actuală. 3-2-1. Da. Hai să vă arăt. 32 de volți. O să pun niște crocodili și apoi o să reglez, dar provizoriu o să măsor cu aceste cabluri. 21. E reglat la 22 de volți. Să punem crocodilii, 22, hai să reglăm, 22. Se reglează destul de fin, e ok. Da, ce ați văzut a fost de la multimetru pentru că este cu autoscalare. Da, ajunge la capăt și se resetează el, deci nu e de la kitul meu, e în regulă. Hai să vedem minim 1,25. Să vedem maxim. A trebuit să avem pe undeva maxim 30 de volți. 30 și ceva, cred. Da, 31,1. Deci avem aproape o cădere de tensiune pe integrat de 1 volt. În momentele următoare, voi vrea să testez eficiența acestui kit cu LM2596S. În felul următor. La tensiune de 3,3 volți pe ieșire,
alimentând kitul la 12V pe intrare, 5V pe ieșire cu 12V pe intrare și 12V pe ieșire cu 24V pe intrare. Să începem cu 3,3 V pe ieșire și 12V pe intrare. Am alimentat montajul. Hai să dăm un consum pe ieșire. Avem 1,3 amperi, relativ stabil. Observ că scade sub 3,3, nu foarte mult, dar scade. 0,5 e stabil, rămâne 3,3. Deci aproape de 1 amper scade un pic sub 3,3. 1,2 amperi, 2 amperi. 2,4, 3 amperi, hai să creștem fiind de data aceasta, 3,2, radiatorul frige, nu, e călui, călduț un pic, dar se aude în zgomot probabil de la bobină, 3,5 amperi, duce până în 4? 4. Cam atât, nu cresc mai mult. O să măsor la 2 amperi eficiența. Ceva gen. Deci avem 6,5 W la ieșire și 8,7 W la intrare. Deci am spus că pe in avem 8,6 W și pe out de 6,5 W. Eficiența o calculăm împărțind puterea de ieșire cu puterea pe intrare. Spunem EF, eficiența, egal cu 6,5 împărțit la 8,6. Este egal cu 0,75 cu aproximație, deci ne rezultă o eficiență de 75%. Restul de 25% pierzându-se prin căldură. Avem tensiunea pe intrare de 12,1, pe ieșire 5V, până în 2A, deci nu calculez mai sus de 2A. Începe să scadă. Și cablurile de test sunt scurte, deci le-am făcut special pentru să am rezistența cât mai mică. Deja scade. Ai de mine. Păi e teribil. Să măsor la 1A. Peștem. Ceva gen. Deci avem 5W pe ieșire și 6W pe intrare. Deci pe in 6W, pe out de 5W și asta la 1A. Și eficiența este egal cu 5 împărțit la 6, egal cu 0,83. Deci eficiența este egal cu 83%. Restul de 17% pierzându-se prin căldură. Să reglăm la 12V. Ușor. 12. Hai 12,1, încă un pic reglăm. Ok. O să cresc tot până la 1A. Și 180 de miliamperi. 19,9. 1A lăsăm așa. Deci avem 12,2 V, iar pe intrare, bineînțeles, alimentat la 24 de V, avem 13,7 W, cu aproximație, hai să spunem 13,7. Ultimul test, avem pe intrare, de când ați observat, 13,7 W, pe ieșire 12,2 W. Eficiența este egal, cum v-am obișnuit, 12,2 împărțit la 13,7 egal cu 0,89 cu aproximație. Eficiența egal cu 89%, de aproape de aproximativ 90 la 1A. 12V pe ieșire cu 24V pe intrare. E ok.
Deci cam aceasta ar fi eficiența, dar lucrurile pot varia. Eu am pus așa doar ca test. La tensiune pe ieșire mai mare avem eficiență mai bună, din câte se vede. E o aproximație, trebuie să fie cam un reper, mă rog. Și bonus la final, o să variem tensiunea pe intrare și calculați voi eficiența cum doriți. O să lăsăm tensiunea fixă pe ieșire, însă o să variem intrare imediat. Prima dată scădem la 5V. Scade prea mult pe ieșire, e normal. 5W pe ieșire, 6,4 pe intrare. Creștem. Da? Deci puterea rămâne cam la fel. Ok. Bine de știut. Să creștem la 9V. Lăsăm la 9,1. Micșorăm la 10 și ceva. Apoi scade prea mult pe ieșire. Da, deja încep să scadă. Da. Creștem. Pare să aibă eficiență mai mare, deci pierderile de putere, de dispare termică sunt mai mici cu cât crește tensiunea, cu cât ai tensiunea mai mare pe intrare, pe ieșire, pardon. Da? 29, că nu pot mai mult. Asta e max. Adică pot cam și reglajul de jos. Da? 30V. Hai să creștem și la 12 și cam atât. 12,1. Scădem. Că scade prea mult pe ieșire. 12,2. 3W pe ieșire, 13,6 pe intrare. De volți pe intrare. 25,2 și vedem că puterea nu se modifică, deci e ok. Deci consider că eficiența chiar e spre foarte bună. Nu foarte, dar spre foarte bună. E ok. Aici se termină acest clip unde am prezentat, testat reglajul tensiunii și calculat, măsurat eficiența kitului cu LM2596. Știu că lipsește măsurarea ripple-ului, dar am făcut-o intenționat, deoarece o să mai fac încă un clip în care voi încerca să îmbunătățesc ripple-ul pe ieșire folosind datasheet-ul, fără tehnica integratului. Dacă vă place videoclipul de față, apăsați butonul like și să vă abonați, dacă nu ați făcut-o deja. Toate cele bune! La revedere!